Atențiune, drept! Stimată doamnă președinte Republicii Moldova, efectivul și conducerea aparatului central subordonate și specializate al Inspectoratului General al Poliției pentru ședința festivă dedicată celei de-a 32 aniversare de la crearea Poliției este prezent. Raportat șef direcție management operațional, comisar șef Alexandru Lupan. Bună ziua, doamnelor și domnilor polițiști! Să trăiți! Doamna președinte a Republicii Moldova, doamnă ministru afacerilor interne, domnule șef al Inspectoratului General al Poliției, stimați colegi, am onoarea să vă salut la acest eveniment. Suntem astăzi aici pentru a celebra cea de-a 32-a aniversare a Poliției Naționale. Fiind o sărbătoare cu o semnificație puternică, o să începem evenimentul prin intonarea imnului național. Polițiștii din zeci de generații și-au îndeplinit și continuă să-și îndeplinească datoriile cu cinste, integritate și onestitate, fiind vigilenți, fermi în aplicarea legii și în egală măsură protejându-i pe toți cei care au nevoie de sprijin. În ultimul an, Poliția Națională a demonstrat tuturor cum e să faci față multiplelor crize, provocări și, cel mai important, cum să le gestionezi eficient, având resurse umane dedicate, curajoase și devotate acestei țări. Având imprimate în suflet cuvintele Servesc Republica Moldova, polițiștii au ajutat fiecare om, dând dovadă de empatie, înțelegere și umanitate. Cu permisiunea dumneavoastră, am să invit la tribună gazda evenimentului, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă ministră, stimați veterani, dragi colegi. În acest an, Poliția Națională marchează 32 de ani de activitate. Ani remarcabili prin diverse provocări, dar în care polițiștii și-au îndeplinit misiunea cu devotament și au dat dovadă de curaj, profesionalism și abnegație. Misiunea polițiștilor este de a proteja oamenii și în același timp de a asigura un climat de siguranță și încredere, indiferent de complexitatea cazului sau anotimpului de afară. Grație efortului depus pe parcursul anilor, suntem o echipă puternică, care a făcut față provocărilor și am demonstrat că suntem mereu la datorie pentru tot ceea ce facem noi. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le faceți, pentru dedicație, competență și rezistență într-un mediu deloc ușor. Și îmi exprim convingerea
că vom rămâne și mai departe fideli valorilor supreme: corectitudine, integritate și verticalitate. Transmit gânduri bune și mulțumiri familiilor dumneavoastră pentru sprijinul și înțelegerea oferită, ținând cont că deseori timpul pe care trebuie să-l petreceți alături de ei îl dedicăm serviciului. Vă doresc sănătate, răbdare și să reveniți cu bine acasă după fiecare zi de muncă. În numele tuturor polițiștilor vreau să mulțumesc conducerii de vârf a țării, conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru sprijinul oferit și susținere. Poliția are nevoie în continuare de suportul dumneavoastră și a instituțiilor pe care le reprezentați, pentru a avea un stat în care norma juridică să fie respectată, iar cetățenii să se simtă în siguranță. Servesc Republica Moldova! Mulțumim pentru cuvânt. Sunt sigură că mesajul dumneavoastră a ajuns la inimile fiecărui polițist. Crizele multiple care au persistat și continuă să se facă prezente în acest an au generat noi modele și procese de gestionare a activității poliției. Vorbim aici despre criza pandemică provocată de COVID, despre criza refugiaților, criza energetică, dar și celelalte care sunt interconectate între ele. Situațiile excepționale necesită abordări excepționale, dar și oameni cu capabilități deosebite și nivel înalt de inteligență, așa cum avem astăzi în sistemul afacerilor interne. În acest context, invit la tribună pe Ministrul Afacerilor Interne, doamna Ana Revenco. Stimate doamne președinte, stimate domnule șef a Poliției Republicii Moldova, stimați colegi, veterani, bună ziua! Ce onoare poate fi mai mare în moment de sărbătoare decât prezența Comandantului Suprem alături de noi. Asta înseamnă, colegi, că ați reușit să vă faceți datoria și ați servit exemplar patria. Cu toții cunoaștem că forțele sistemului afacerilor interne au fost primele care au intervenit în soluționarea crizelor care ne provoacă destabilizări, pornind de la COVID până la războiul hibrid. Doamna președinte, Poliția Republicii Moldova, ca și celelalte arme în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, este în continuu la datorie. Recunoașterea meritelor acestor importanți apărători ai țării este chiar prezența dumneavoastră, doamna președinte, aici, alături de forțele de poliție, chiar de ziua lor. Vă invit, doamna Comandant Suprem, să le transmiteți și mesajul dumneavoastră de susținere către Poliția Națională a Republicii Moldova. Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, în numele cetățenilor, vă felicit cu ocazia Zilei Poliției și vă mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți în fiecare zi pentru ca oamenii din țara noastră să se simtă în siguranță, acasă, în spațiu public, să-și simtă viața, drepturile și proprietatea protejate. Trăim o perioadă foarte dificilă, cu războiul la hotar. Suferința poporului ucrainean ne este aproape. Fiecare dintre noi înțelege că pacea și stabilitatea sunt foarte fragile. În toată această perioadă, Republica Moldova a acționat într-un mod care să protejeze țara de război. Am făcut totul pentru a ne asigura că cei care vor să aducă războiul, dezbinarea și provocările și în țara noastră să nu reușească. Poliția, susținută de alte instituții ale statului, are un rol cheie în asigurarea ordinii publice, securității și stabilității, mai ales acum când suntem atacați inclusiv cu mijloace hibride pe fundalul multiplelor crize care provoacă nemulțumirea cetățenilor. Sistemul polițienesc, prin poliția locală, poliția de patrulare,
Poliția de Investigație și alte structuri specializate are un rol major în gestionarea crizei de securitate prin care trecem. Aveți responsabilitatea supremă de prevenirea provocărilor, de asigurarea ordinii publice și a siguranței fluxului de refugiați. O serie extinsă de alte activități complexe și operațiuni speciale garantează siguranța cetățenilor noștri. Știu că ați muncit deosebit de mult în anul care trece. Știu că cetățenii țării noastre trebuie informați mai bine despre toate eforturile pe care le faceți și despre complexitatea lor în creștere, ca să aprecieze la justa valoare eficiența Poliției Naționale. Înțeleg și faptul că sporurile și creșterile de salariu oferite polițiștilor nu reprezintă încă o remunerare justă a muncii și a sacrificiului dumneavoastră. Mulți dintre voi au venit în poliție motivați, înainte de toate, de patriotism, de dorința de a proteja comunitatea. Pe aceste valori se ține societatea noastră. În anul 2022, lumea a devenit mai periculoasă, mai instabilă. În această lume nouă, în care bombardarea localităților cu populație civilă sau atacurile asupra infrastructurii vitale au devenit știri obișnuite, Moldova este o țară afectată grav. Și chiar dacă războiul s-ar încheia acum, consecințele lui negative se vor simți mult timp. Din păcate, evaluările arată că războiul ar putea dura. Ce înseamnă asta pentru țara noastră? În primul rând, înseamnă provocări majore pe dimensiunea de securitate. Cresc riscurile de activități criminale, trafic de arme, de persoane și de droguri, spălare de bani, crimă organizată, contrabandă și alte forme de crimă transfrontalieră. Crește presiunea pe economia țării, pe buget, pe instituțiile statului, nevoite să funcționeze în regim de criză continuă. În aceste condiții, trebuie să creștem încrederea societății în poliție. Cetățenii trebuie să știe că pot conta pe polițiști, să fie convinși că oamenii legii le vor apăra viața, proprietatea și interesele, chiar și în cele mai grele circumstanțe. Această încredere este un element important de coeziune pe care trebuie să-l cultivăm în Republica Moldova. Anul 2023 nu va fi ușor. Vom avea un buget public național mai mic decât ne-am fi așteptat în mod normal. În pofida acestui lucru, la fel ca în cazul altor funcționari publici, angajații poliției vor avea o creștere salarială. Vom continua să aplicăm la necesitate instrumentul de spor salarial în situațiile de criză. Țara noastră are mulți prieteni care vor continua să ne sprijine. Așa cum știți, România, Germania, Franța, Polonia, Statele Unite, alte state care la fel trec prin crize și provocări, găsesc timp, bani și resurse să ne fie alături în această perioadă dificilă. Acceptarea Republicii Moldova în calitate de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană este un semnal clar că suntem de partea bună a lumii, de partea celor care rezolvă neînțelegerile prin tratative și discuții, nu cu bombe. În acest proces de integrare, Moldova va avea multe oportunități pentru a atrage fonduri, pentru a moderniza infrastructura și serviciile publice, pentru a implementa reforme care să ne facă mai rezistenți, mai puternici, mai protejați. În acest sens, și pentru Poliția Națională se deschid multe oportunități de modernizare și de creștere a capacităților. Vă îndemn să folosiți aceste oportunități și la nivel individual. Participați activ la proiecte, la instruiri, folosiți oportunitățile de creștere profesională.
învățați limbi străine. Este important ca Ministerul să promoveze cariera în poliție. Trebuie să ridicăm prestigiul profesiei de polițist. Promovarea în funcție și grad nu trebuie să depindă de relația personală cu șeful și colegii, ci numai de evaluarea imparțială a performanței și de abilitățile demonstrate. Dragi polițiști, în aceste zile marcăm crearea Poliției Naționale, o instituție care de-a lungul timpului a gestionat crize de securitate extraordinare. Din primele zile de independență, cetățenii țării noastre au înțeles că poliția este stâlpul de bază pe care se ține pacea, legea și stabilitatea în țara noastră. Vă felicit pentru că aveți puterea să mențineți statul de drept, să preveniți și să curmați încercările de a atenta la siguranța oamenilor. Azi celebrăm bărbații și femeile care au decis să devină protectori ai comunităților noastre. Munca voastră nu se va sfârși niciodată. Mereu vom avea provocări și încercări. Dar am încredere în curajul, cunoștințele și determinarea dumneavoastră să protejați legea și drepturile omului și să nu lăsați răul să învingă. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Vă urez sănătate și succes! Succes! Temeiul articolului 88, litera G din Constituția Republicii Moldova și al articolului 23, alineatul 1, litera A din legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Președintele Republicii Moldova decretează. Se conferă gradul special de chestor domnului Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției. Servesc Republica Moldova! Se dă citire. Prin decret al Președintelui Republicii Moldova, în semn de prețuire a spiritului și sacrificiului manifestat la îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, precum și pentru merite în combaterea criminalității și contribuție la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Se conferă Ordinul Ștefan cel Mare, domnului Ion Haruța. Serviesc Republica Moldova. Ordinul Credință Patriei, clasa 3. Domnului Ion Burlacu. Serviesc Republica Moldova. Domnului Arcadie Catlabuga. Comisar principal Arcadie Catlabuga, la ordinea noastră prezentată. Felicitări! Succes în continuare și mulțumesc pentru domnului Sava Chirică. Servesc Republica Moldova și Brigada Fulger. Domnului Marin Garas.
Moldovei, șeful direcției Poliției Municipiului Chișinău, Grad Marin, prezent. Felicitări și mulțumim pentru sacrificii și munca dumneavoastră. Mulțumesc, trăiți! Serios, Republica Moldova! Medalia Meritul Militar domnului Mihail Bărzaru. Serios, Republica Moldova! Serviesc Republica Moldova! Domnul Andrei Bulea. Doamna președinte Republicii Moldova, inspector superior Buleac la ordinul advanță prezentat. Felicitări și mulțumim. Serviesc Republica Moldova și бригада Fulger. Serviesc Republica Moldova. Domnul Valeriu Vodă. Doamna președinte, director superior Vodă pentru Mrave. Instinții m-am prezentat. Felicitări. Serviesc Republica Moldova. Diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova. Comisarul Cristi Oglo Ivan.
doamnă ministru afacerilor interne, comisarul Alexandru Vedreș, cu ocazia manifestației dedicate 32 aniversare de la formarea Poliției Naționale, m-a prezentat în fața dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc, președinte! Serviciul Republicii Moldova! Comisarul Chirilescu Carolina. Comisarul Burgă Mihai. Andrei.
Serviți Republica Moldova. Distinția Ministerului Afacerilor Interne Crucea pentru Merit de clasa 1, Comisarului Principal Lotka Virgiliu. Serviți Republica Moldova. Distinția Ministerului Afacerilor Interne Crucea pentru Merit de clasa 2, Inspectorului Principal Galer Lilia. Aniversarea a 32-a de la crearea Poliției Republicii Moldova a stimulat.
cu acordarea gradului special următor înainte de termen. Inspectorului principal, Tălâmbuță Ion. Servesc Republicii Moldova. Cu conferirea distincțiilor Inspectoratului General al Poliției, Crucea Meritul Polițienesc Clasa 2, Comisarul Blanar Marian. Servesc Republica Moldova. Medalia pentru merite în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, clasa 1. Comisarul Bordea Dumitru. Domnule șef, comisarul Bordea Dumitru, la ordinea prezentă. Să trăiți, mulțumim. Să trăiți. Sirius Republica Moldova. Medalia pentru merite în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice în clasa 2. Inspectorul superior Stanciu Svetlan. Republica Moldova. Medalia pentru merite în serviciul polițienesc clasa 1. Comisarul Ciugurean Ștefan. Comisar Ciugurean Ștefan, vă rog să prezentați. Servesc Republica Moldova. Servesc Republica Moldova. Medalia pentru merite în serviciul poliției clasa 2. Comisarul Ceban Igor. Servesc Republicii Moldova. Сербская Республика Молдова. Инсигна Еминен ал полиции. Комиссару Нурзак Ана. Сербейск Република Молдова. Инспектор Викон Василий. Сервис Крепутка Молдова. Семнат шеф ал инспекторатului general al poliției, комисар шеф Виорел Черноуцян. Онората асистенца, евенментul престив, dedicat celei de-a 32-a aniversare a Poliției Republicii Moldova, a luat sfârșit. Felicitări, colegi! O săptămână frumoasă în continuare. Mulțumim! Doamnelor ofițeri!